La turneul de fotbal Old Boys organizat de mușceleanul Adrian Troșcencu la Ploiești, în competiție au fost și jucători care au legătură directă cu municipiul Câmpulung sau zona Mușcel. Unul dintre ei este Gică Butoiu, originar din comuna Dragoslavele, care a început fotbalul la Câmpulung și chiar a jucat pentru Aro. La turneul de la Ploiești, Butoiu a evoluat pentru Rapid București, iar la microfonul Mușcel TV a vorbit despre întâlnirea cu foștii colegi. Sunt de vorbă cu Gică Butoiu, cel care evoluează pentru Rapid astăzi. Cum a fost reîntâlnirea cu foști colegi, cu vechi prieteni? Da, foarte frumoasă. Chiar îmi doream să mă întâlnesc și numai în astfel de meciuri putem să ne mai întâlnim, mai stăm de vorbă. Că în rest mai greu, distanța mare, știți cum e. Eu sunt la Constanța, e mai mult în București și cu ocazia asta am întâlnit foarte cu foarte mulți prieteni. Numai de la Rapid și de la Petrolul, de la FC Argeș, de la Steaua, de la Dinamo. Este un moment foarte plăcut pentru mine. Deși este stabilit la Constanța, Gică Butoiu este la curent cu tot ce se întâmplă în fotbalul mușcelean, arătându-se dezamăgit de situația în care se află în acest moment. Dar în privința fotbalului, mai ales pe plan mușcelean, sunt foarte dezamăgit să nu avem o echipă, măcar la Liga 3-a. Nu știu ce se întâmplă, dar după părerea mea, bani ar fi pentru a ține o echipă, dar poate nu se vrea sau nu știu. Oamenii din Câmpul Lung iubesc fotbalul și avea la ce să duc, așa la nu știu ce să spun. Un alt jucător cu rădăcini în Mușcel este Viorel Moiceanu, fostul atacant al formației FC Argeș. La turneul de la Ploiești a evoluat tot pentru al violeți, dar nu a mai reușit să înscrie ca pe vremuri. La microfonul Mușcel TV, acesta a tras concluziile. Cum a fost meciul, greu? Da, foarte greu. Se pare că nu ai mai îmbătrânit. Ceilalți au venit cu echipa mai tânără. Se vede diferența de vârstă, dar sunt convins că la al doilea joc cu artiștii vom fi altfel. Abia ne-am obișnuit cu suprafața asta nouă. Noi suntem obișnuiți pe teren de iarbă, dar nu ăsta e un motiv. Ei sunt mai tineri, se vede că au jucat mai mult timp împreună. Noi abia ne-am făcut o echipă. Da, câteva cuvinte despre organizare? Superb! Chiar pe această cale vreau să-i zic la mulți ani lui Chiriță. Eu am fost invitat ca antrenor cu grupa mea de juniori aici la niște turnee. Tot așa, excelent, o organizare perfectă. Da, a fost bucuria revederii cu câțiva foști coechipieri? Mă uit la mulți. Sunt de aceeași generație cu mine câțiva. Ceilalți tineri pe care am apucat să-i văd doar la televizor jucând. Mă bucur că lângă noi a venit și Costel Gâlcă. Mă bucur că toți suntem adevăratul FC Argeș cum eram pe vremuri.